Bun găsit la emisiunea Vocile Iașului. Vă invit să discutăm despre un studiu de caz, o operație în premieră care a avut loc la Spitalul de Copii Sfânta Maria. O adolescentă de 16 ani își recapătă practic o viață normală după o operație prin care i s-a dilatat esofagul, stomacul și va putea să asimileze alimentele așa cum nu putea să o facă până acum. A suferit 4 operații până acum, prima la 11 luni la Cluj. Discutăm împreună cu profesorul Marin Burlea de la Spitalul de Copii Sfânta Maria. Bine ați revenit la Vocile Iașului. Bună ziua! Vă propun să vedem materialul pe care l-au făcut colegii mei de la Departamentul Știri pe acest caz cu operația în premieră și apoi revenim să intrăm în celelalte detalii. Am constatat că endoscopul pătrund în această zonă, am ajuns până aici, am trecut firul ghid din oțel inoxidabil, am păstrat firul în mână și am retras endoscopul și am introdus bujii. Intervenția care a durat 40 de minute îi garantează adolescentei de 16 ani o viață normală. Pe când avea doar 10 luni, a fost diagnosticată cu acalazie, o boală extrem de rară care nu îi permite organismului să se alimenteze normal, din cauza unor blocaje la esofag și stomac. A fost operată prima oară înainte să împlinească un an, dar intervenția n-a fost una reușită. Au urmat ani întregi de chin. Ce mânca, vomita și a fost rănită prin gavaj. Deci de micuță, de la naștere și după aceea așa câte puțin. Până la 16 ani, fata a suferit alte 3 intervenții clasice, dar tot fără rezultat. În cele din urmă, medicii de la Spitalul de Copii Sfânta Maria din Iași au decis să încerce un alt tip de intervenție, care presupune introducerea unor bujii chirurgicale în esofag și stomac pentru dilatare. Am utilizat o metodă de endoscopie digestivă intervențională sau terapeutică. Este o chirurgie minim invazivă prin care am avut intenția și sper că am și reușit să dilatăm cu bujii Savary pilorul, astfel încât începând de la 7 mm am ajuns la 12 mm. Medicii spun că intervenția făcută în premieră în România a fost un succes. Pacienta va mai rămâne în spital încă o săptămână, după care va fi externată. Acesta a fost cazul. Colegii mei de la Departamentul Știri au făcut această știre legată de intervenția chirurgicală în premieră, despre care discutăm în amănunt cu profesorul Marin Burle de la Spitalul de Copii Sfânta Maria din Iași. Am văzut de altfel câteva explicații pe care le-ați oferit colegilor în legătură cu această intervenție chirurgicală. De ce nu s-ar fi putut face până acum o astfel de intervenție? Endoscopia digestivă la copil este o metodă care nu are vechime foarte mare. Până anii 1950, deci mulți ani în urmă, din medicina internă a început să desprindă gastroenterologia, cardiologia, nefrologia, etc. Toate subspecialitățile. Asta e vorba de adulți. La copil, această separație s-a produs 20 de ani mai târziu, deci începând de la 1970. Dintre subspecialitățile medicale, gastroenterologia este ultimul născut. Este ultimul născut, asta înseamnă 10 ani mai târziu, adică în jur de 1980. Din cauza că endoscopia, gastroenterologia înseamnă în mare parte endoscopie digestivă. Ori evoluția tehnologică să ajungi la endoscoape din fibră de sticlă, subțiri și foarte elastice, utilizabile la nou născut și la copilul mic, a fost o chestiune care a necesitat timp. Și de deci fapt, a fost o limitare tehnologică. Exact. Gastroenterologia, de fapt, este în mare parte endoscopie digestivă. Cine face gastroenterologie fără endoscopie, este o gastroenterologie vorbită, adică nu este făcută. În cadrul acestei endoscopii digestive s-a profilat în oarecare similitudine cu adulții endoscopia intervențională sau endoscopia terapeutică sau chirurgie endoscopică sau o chirurgie minim invazivă. Noi folosim de 25 de ani această metodă
pentru că am lucrat în Franța, am lucrat în Italia, am văzut cum se face, am făcut rost de mijloacele tehnice necesare și am avut cazuistică, pentru că în Spitalul de Copii din Iași se adună o populație pediatrică dintr-o treime din România, de la Galați, Suceava, Botoșani, Neamț și așa mai departe, Bacău. Deci este o treime din România și este zona în care există oarecare natalitate, în condițiile în care natalitatea în România este prăbușită. Dar nu este acesta subiectul discuției noastre și nu vreau să mă abat de la fir. Deci, endoscopie intervențională, practicând de 25 de ani, cel mai frecvent, dilatațiile cu bujii Savarii le facem și sunt sute de cazuri care le-am rezolvat în caz de stenoză esofaciană după ingestia de substanțe caustice. Este vorba de copii care la țară beau leșie, adică un reziduu rezultat din producerea artizanală de săpun. În gospodării rurale încă se mai face la noi. Asta sunt anumite zone endemice în România. Deci cel mai adesea, bujiile Savarii, lubrefiate, pe fir ghid, le folosim pentru acest tip de dilatație. Sigur că sunt și alte metode de endoscopie intervențională care le folosim. Atunci, deci noutatea la această operație, la această intervenție, în ce constă? În faptul că s-a făcut o astfel de intervenție la o asemenea boală, la acalazie? Multă vreme aveam în cap, împreună cu colaboratorii mei, pentru că în clinica mea, în clinica pe care o conduc eu, sunt 10 oameni care fac endoscopie digestivă. Este oarecum o echipă foarte solidă, destul de numeroasă. Cred că avem endoscopiști cam cât are jumătate de România. Hai să nu zice toată România, pentru că aici este școala. Competența în endoscopie digestivă la copii se dă la Iași, în clinica a 5-a pediatrie, gastroenterologie. Ei, în aceste situații, de multe ori decizia o iei când ești în zonă. Pentru că am constatat, după ce am traversat cea mai mare parte a esofagului, că am ajuns într-o zonă de esofag făcut din intestin, care avea structură și calibru și conformația intestinului, cu care noi suntem obișnuiți de la colonoscopie. Am pătruns cu dificultate, deci era zona de acalazie, zona stenozată la care s-a intervenit la vârsta de 11 luni. Și am constatat că cu oarecare dificultate am intrat în stomac. În schimb, surpriză, stomacul foarte dilatat. Foarte dilatat înseamnă că mai există un obstacol. Mai există un obstacol și acela era pilorul. Pilorul este un sfincter care face legătura, joncțiunea sau separația, dacă vreți, între stomac și duoden. Acolo, zona stenotică, imposibil de pătruns pentru endoscop și în același timp se produceau și s-au produs ceea ce noi numim fenomene de luptă peristaltică. Adică organismul își făcea treaba, tubul digestiv prin motilitate încerca să împingă în alimentele dincolo de pilor și bineînțeles că nu reușea. Și atunci din acest efort se produce o dilatație și o stază în amonte. E ca la baraje, când pui un baraj la un lac, la un iez. Deci și hotărâre am luat-o pe loc. Am intrat cu endoscopul până în stomac, endoscop subțire, de 8 mm. Deci noi avem endoscope de copii. Și atunci am solicitat firul ghid de oțel inoxidabil, care la vârf are o porțiune ca un arc foarte subțire, tocmai pentru a nu produce leziuni. Exact. Și deși o poziție destul de incomodă, am reușit să, prin orificiu mic al pilorului, să trecem cu firul ghid. Am lăsat firul ghid pe loc, am retras endoscopul, și am început să introducem bujii Savarii lubrefiate, pentru a nu produce leziuni prin pătrunderea lor. Și se introduc succesiv, din ce în ce mai mari ca și diametru, și bineînțeles că urmărind și reacția organismului, pentru că este imprevizibilă, este posibil să faci perforație. Și sunt situații în care se produce, când e vorba de ceva cicatricial, se poate produce și asta. Dar am reușit până la 12, până la 12 mm, ceea ce înseamnă un calibru rezonabil. La 12 mm, copilul poate să mănânce bine.
Și în afară de faptul că acum o doare când înghite, datorită manevrei în sine, endoscopiei, care exact, nu e exact iubită de copii, dar era cu anestezie. Nu e iubită de nimeni, cred. Nimeni nu e iubită, nici adulții. Să zice, apropo de asta, că adultul și mai ales copilul nu uită ușor o endoscopie pe care a făcut-o. Adică la trecerea până peretele posterior al faringelui este o senzație dezagreabilă, nu neapărat durere, greață, și o senzație care are o componentă psihică. Adică provoacă un disconfort profund. Și pacientul, după ce i-a trecut, sau a trecut metoda, sau examinarea, nu uită, nu uită ușor. E ceva ca un vis urât, ca un vis urât. Prin urmare, fetița simte bine. Mănâncă bine, are tranzit bun. Avem motive să fim optimiști. Nu este exclus însă, într-o oarecare asemănare cu dilatația din stenozele esofagiene, să fie nevoie după câteva luni de încă o ședință și poate de 2-3 ședințe în total, prin care să facem o dilatație bună, eficace și care să elimine a patra operație. Pentru că a avut 3-4 a avut deja. Deci să nu mai facă încă o intervenție, încă o secțiune, încă o anestezie și toate celelalte lucruri dezagreabile pentru organism în ultima instanță și care și solicită, repede, un traumatism pentru organism, să rezolvăm în acest mod și să-i asigurăm calitatea vieții, o dezvoltare fizică normală, poate e întârziată în greutate, ea are o hipotrofie, are o greutate mai mică, are talie mai mică, deci este vorba de o suferință nutrițională cronică. Nu putea să asimileze exact alimentele, dar ce vreau să vă întreb, cele 4 sau operațiile de dinainte. 4. Care este, cum vedeți dumneavoastră, ce s-a întâmplat? 3 la Cluj, la București, la profesor Pesa Mosca. De ce nu au avut, nu știu, rezultate lescontate? Medicină nu e nimic perfect. Poate la cord, să zicem, când pui o piesă, o valvă, e bine sau rău, că dacă nu e rău, nu trăiește. Dar, în general, în chirurgie, și mai ales la nivelul tubului digestiv, e posibil să faci operația perfectă. Prin cicatrizare, unde a făcut sutura, să se stenozeze. Asta s-a și produs. După operație, nu e nimeni de vină. Poate să fie de vină stofa organismului, pentru că organismul reacționează diferit. Sunt persoane care fac niște cicatrici dezagreabile, cheloide. Asta ține de stofa individului și eu cred că în sine operațiile au fost bune fiecare în parte. Și, de fapt, cea mai, să zicem, importantă care i-a permis la vârsta de 1 an și 9 luni ultima operație la București cu esofagoplastia i-a permis o existență cvasi normală cu dificultăți de alimentație până acum când a ajuns la noi, pentru că la noi vine din 2010 fetița. Putea fi făcut această operație mai devreme? Această intervenție? Greu în de 2011, spus. De exemplu. Greu 2012. De spus, pentru că eu, din ce mi-aduc aminte, nu i-am mai făcut stenoza pilorică s-a instalat ulterior. Adică asta e o chestiune în evoluție. Și mai nouă, exact, tehnologic. În stenoza pilorică a apărut ulterior. Și ea are o simptomatologie destul de ștearsă. Deci noi acum am constatat că nu putem, că de regulă, la orice endoscopie superioară, treci de esofag și de cardie, deci sfincter esofagian inferior, traversezi stomacul pe care îl vezi din toate unghiurile, și traversezi pilorul, ca să ajungi în duoden. Pentru că ulcerele de regulă sau cel mai adesea sunt la nivelul duodenului. Ei, de acolo, prin vizualizare directă sau prin retroviziune, examinezi zona și te retragi. Din zona din jurul pilorului se fac prelevări endoscopic, deci fragmente de mucoasă se recoltează pe endoscop, pentru examenul infecției cu Helicobacter pylori, care e foarte răspândită la copil și la adult și care în zona noastră geografică, datorită unor probleme legate de igienă, calitatea surselor de apă și transportul și depozitarea alimentelor, este mai frecventă decât în Occident. Deci este nevoie de 2-3 fragmente de mucoasă, deci trebuie și alea prelevate, pentru examenul infecției cu Helicobacter pylori. Prin urmare, cu siguranță n-a fost stenoza pilorică, pentru că endoscopia a mai făcut
O să scoatem arhivă, o să scoatem arhivă foile vechi, să vedem care este situația exact. Explicați-ne, cazul vă prezentăm, rog, va fi prezentat la un congres. Explicați-ne, vă rog, ce este cu această boală, acalazia? Acalazia foarte boală extrem de rară, rară. Un caz la 100.000 de persoane. Exact. Vă imaginați că în județul Iași, care are jur de 800.000 de locuitori, ar trebui să fie 8 persoane. 8 persoane, dacă ne luăm după unii sunt legați, mai sunt unii pe Valea Jiului, mai sunt până la Brașov, deci nu sunt. Mai sunt forme de acalazie mai simple, mai ușoare, mai suportabile, pe care pacientul le poate sau nu releva și căuta în spitale. Care sunt cauzele? Este cauza necunoscută. Este o componentă ereditară, congenitală, este o tulburare nu neapărat anatomică, o tulburare funcțională la nivelul tubului digestiv, pentru că ați văzut că de multe ori localizează sfincterul de la începutul stomacului, adică numit cardia sau sfincter esofagian inferior, și poate afecta și pilorul, dincolo de stomac. De multe ori sunt situații în care disfuncția legată de structuri anatomice, de celule ganglionare, de fibre nervoase, de anumite substanțe, așa numiți mediatori, substanțe cu rol în preluarea influxului nociceptiv și a motilității, să aibă anumite disfuncții. Fie să discutăm despre o anumită paucitate a unor celule ganglionare sau fibre nervoase în perete, după cum poate să fie vorba de anumite tulburări numai funcționale și legate de anumite substanțe care le produc aceste structuri. E greu de spus, cert este că este vorba de o stenoză permanentă, persistentă, dificil traversată de alimente și care creează disconfort și creează dilatație mare a esofagului în amonte. Iar când este la pilor, dilatație, cum am spus la început, a stomacului în amonte, exact, nu? E baraj ca la, exact ca la o acumulare de apă. Cum, să ne imaginăm mai clar, cum este viața unui pacient care are aceste boli? Viața e foarte grea și dezagreabilă, pentru că în primul rând ai dificultăți la deglutiție. Ești în permanență cu teama că nu o să reușească bolul alimentar să treacă de zona stenozată. Că dacă mănânci, să spunem, o bucată de rinichi sau o bucată de carne de pasăre care conține un pic de cartilagiu, poți pui un dop. Și atunci este nevoie de internare, este nevoie de extragerea corpului străin ca după aceea să fie posibil alimentația. Deci sunt dificultăți de alimentație. E clar că e vorba de un aport inadecvat de principii nutritive. De acest motiv ai întârziere în talie, în creșterea în înălțime, și ai întârziere în sau falimentul creșterii în greutate. Sunt două lucruri importante. Evident că un om subnutrit nici nu are randament intelectual, nu are calitatea vieții. Pentru că până la urmă contează cum este alimentat, cât, cu ce alimente și așa mai departe. Deci o dificultate profundă. Odată cu exemplul acesta al intervenției chirurgicale pe care ați făcut-o dumneavoastră, se poate spune că cei care au această boală își găsesc cumva un leac? Adică pot găsi, pot nu avea există intervenții chirurgicale de același cu tip? Cu siguranță da, cu siguranță da. Dar eu, de mai multă vreme, mă gândesc că o altă boală, stenoza hipertrofică de pilor, care de fapt se produce și se operează în prima sau în primele 2-3 luni de viață, care afectează băieții, este o stenoză până hipertrofie, sunt mai multe teorii, endocrină, neurologică, nervoasă, de producere, să încercăm să obținem, să facem dilatații cu acest tip de bujii savarii, pentru că dacă trec 4-6 săptămâni, perioada în care copilul nu se poate alimenta, clar, dacă depășim această perioadă, se produce o atrofie a zonei, a olivei pilorului și viața intră normal, fără intervenție. În situația asta, eu am citit un articol acum vreo 20 ceva de ani, unor japonezi care treceau un cateter subțire, transpiloric, în zona stenozată și făceau copilul născut nutriție enterală cu debit constant, adică îl hrăneau introducând alimente, bineînțeles, destul de bine prelucrate și cu aminoacizi, substanțe nutritive, vitamine,
și hidrolichide, direct în duoden. Și trecând o perioadă, lucrurile intră normal. Deci am vrea să eliminăm rezolvarea chirurgicală a acestui tip de malformație. Sunt disponibile, sunt soluții imense. Medicina merge înainte. Nimeni nu deține adevărul absolut și nici nu poate să spună, domnule, noi rezolvăm tot. Domnule profesor, am ajuns la finalul dialogului nostru. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și pentru toate aceste detalii. Așteptăm opiniile dumneavoastră la adresa de e-mail a emisiunii Vocile Iașului, arondigi24.ro sau pe pagina de Facebook, facebook.com/Vocile Iașului. Sunt Ovidiu Mihăiuc, ne revedem marți de la ora 17:35. Seară liniștită și weekend bun!